Elevii de la Colegiul Tehnic Petru Poni din Roman s-au reunit în cadrul unei activități menite să tragă un semnal de alarmă în privința răspândirii fenomenului de bullying și cyberbullying. Alături de adolescenți, la eveniment au fost prezenți și câțiva părinți care au aflat cum pot monitoriza mai atent activitățile din mediul online pe care copiii lor le desfășoară. Cred că oricine este interesat ca să combată acest fenomen, care vrem sau nu vrem, este din ce în ce mai prezent în școlile și în viața ele. Iar în primul rând, noi avem invitat și câțiva părinți, tocmai pentru a ne face cunoscute aceste idei, regulile care trebuie respectate de copii și modul în care părinții trebuie să supravegheze copilul atât cât este pe telefon sau pe calculator. E foarte important să nu fii superficial în tratarea subiectelor de pe online. Un titlu poate vinde, face 1000 de cuvinte, dar e foarte important ca dumneavoastră să vă perforați întotdeauna, să mergeți mai departe cu această capacitate a dumneavoastră de analiză a ceea ce se află în mediul online. Sunteți o altă generație, o generație care își culege foarte multe informații de pe online și e important ca acele informații să fie corecte. Pentru că aceste informații pe online, părerea mea, ar trebui dublate și de pe culegerea unor informații și de pe studierea unor cărți, citire, prin lectură. Nu trebuie să luați totul de pe online ca fiind adevărat. Din păcate, însă, acest lucru am observat că se întâmplă, dar eu cred că dacă ne dăm cu toții mâna și conștientizăm cu toții pericolul pe care îl poate reprezenta mediul online, putem să schimbăm acest lucru și schimbarea trebuie să vină de la voi, generația tânără. Pentru a-și manifesta nemulțumirile față de fenomenul bullying, elevii au pregătit o mică scenetă intitulată Așa nu. Ar fi bine să începem cu o mică scenetă cu Așa nu, fiind violența și bullying-ul în școală. Clasa a 10-a C. Când te ceri cu colegii mei și te bați pe ea. Și nu m-a întrebat de ce? Atâta timp nu le-ai zis nimeni.
Cine nu vrea să participe? Rosana!
Morala scenetei a constat în faptul că elevii, indiferent de rasă, religie sau alte deosebiri, sunt cu toții egali. În perioada care urmează, elevii Colegiului Tehnic Petru Poni vor merge împreună cu cadrele didactice la școlile gimnaziale din Roman și din împrejurimi pentru a desfășura o campanie de conștientizare asupra fenomenului de bullying și cyberbullying.